A vorbit de fiecare parte din locul acesta. Așa. Domnul ne-a vorbit despre mântuire, fratele spunea despre fratele pastru, zicea despre mântuire, sângele Domnului salvează. Dacă am fost atenți, salvează. Apoi tot fratele pastru zice, sângele Domnului iartă. Nu, el te iartă. Păi fratele Johnny spunea despre credința care lucrează, care te împinge să faci ceva. Dragii mei, în seara aceasta, vedeți dumneavoastră, și noi avem nevoie de credință. În rugăciunea pe care ucenicii o făceau Domnului, una dintre ele aceasta, Doamne, mărește-ne credința. Dragii mei, vreau să ne rugăm. Vedeți dumneavoastră, dacă noi în seara aceasta ne vom apropia de Domnul fără credință, și dacă este o credință la nivel de minte, e zatarnică. Pentru că prin credința din gură se capătă neprihănirea. Și prin credința din gură să ajunge la... Din inimă, frate. Luptă-te lupta cea bună a credinței și apucă! Și apucă viața veșnică la care ai fost chemat. Și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturie înaintea lui Lui Pilat din pont. O zis, luptă-te și apucă prin credință, dragilor, în seara aceasta vă spun. S-ar putea ca unii să nu rășine, probabil noastră. Ori nu ai credință îndeajuns, ori zici, nu sunt pregătit. Și spune multe biserici, frații mei, într-adevăr, îmi cere Domnul să-mi fac partea mea. Dar dincolo de ce fac eu, cred un singur lucru. Dacă cineva îmi dă har să mă ating, acela este Domnul, lăudat să-i fie numele. Și vreau să mă ating, dragii mei. Ne atingem de cele mai multe ori, știți cum? Fără dorință. Credința, dragii mei, credința despre care face, spunea, face ceva în viața omului. Știți ce face? Îți aprinde dorința în inimă. Tu dorești cerul, nu mai dorești pământul. Și se vede oamenii, dacă au credință, după lucrurile pe care le doresc. Dacă viața ta și viața mea, dacă viața dumneavoastră și a mea în fiecare zi, dincolo de ușile acestea, aleargă și se luptă în fiecare zi, după lumea materială, să știți, nu am credință după cer. Nu am dorință după cer. Ieri am trecut într-un plecă cu fratele Vasile Tofan. Am oprit să servim o cafea. Eram eu și fratele Simicuț. Și dintr-o dată, fratele Vasile spune acestei doamne, îi zicea în italiană, că era tânăr să știe italiană. O zis, eu iubesc pe Dumnezeu. Să tot așa la el. Dar zice, mie îmi spuneți. O zis, da, dumneavoastră vă spun, eu iubesc pe el și îl laud pe el. Și ascultați și o zis, vă spun, m-a sfârșit, asta aude multe la ureche. Lasă-mă cu pocăiții tăi. Această femeie este în Ghiroda. Lasă-mă cu pocăiții tăi. Mama mea e pocăită. Eu am făcut-o la binecuvântare. O zis ea. Și pocăiții voștri lucrează cu soțul meu de 20 și ceva de ani. Și pocăiții voștri mi-au tras soțul în piept. Și pocăiții voștri, așa vă spun, fraților, m-a tăiat la inimă. De ce o are? Dar asta n-am auzit-o numai la această doamnă, să știți, pentru că nu am dat voie să mai vorbească. Doamne, stați așa. Și Dumnezeu har să-i deschidă Evanghelia, a fost străpun să vă spun, pe jurnul ăla prin noapte. O femeie dusă la binecuvântare de 50 de ani în lume. De ce? Pocăinții voștri, au zis, mama mea e pocăită. Mama mea e pocăită, dragii mei. Ia vezi, copiii tăi ce zic de tine? Așa, tata e pocăit. Am văzut în tatăl meu credința în Iisus care a schimbat viața. Am văzut în tatăl meu credința în Iisus care nu mai dă voie să o înjure pe mama. Am văzut în tatăl meu credință care nu mai mă zjignește, nu mai urmă nu mă zmucește. Am văzut în tatăl meu credință că nu mai stă 3 ore, 4 la televizor. Tata se roagă și stă cu Biblia în brațe. Tata e credincios. Am văzut în mama credință. Credința mamei mele o prăbușește la Domnul să roagă pentru noi. Dragii mei, credința, spunem aici, care nu ne schimbă viața iubiților, nu e credință.
O credință care nu-ți schimbă viața, nu-i credință, iubiții mei. Dovada primă că în mintea mea a pătruns credința este aceasta. Îmi dau seama de stare de păcat. Îmi dau seama cine sunt eu și cine este El. L-a întrebat în Matei, capitolul 16, l-a întrebat doar pe ucenici când erau în Cezarea. Erau din părțile, din Filip, dacă nu mă înșel. O zis, cine zic oamenii că sunt eu? O zis, unul zic că ești Ilie, alții prorocul. Dar voi cine ziceți că sunt eu? Ascultați. O zis, știi cine ești tu? Tu ești Hristosul lui Dumnezeu. O zis, tu ești Hristosul lui Dumnezeu. Tu ești Fiul lui Dumnezeu venit în lume. Dragii mei, s-a dovedit în viața acestor oameni că ei au crezut cine este, pentru că viața lor a fost schimbată. Părgătinți au zis, nu păcatului. M-am săturat să mai păcătuiesc. Ai credință? Avem credință, dragilor? Vreau să mă rug în seara aceasta, dragă, și Doamne, eu vreau să cred în harul Tău. Dragii mei, credința, vă spun, noi trebuie să credem că bine s-a amintit și cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește. Și El este același ieri, azi și în veci. Și Domnul Iisus în seara aceasta e în adunare. Și este același ieri, azi și în veci. Aleluia. Și dacă tu crezi că Domnul e în adunare, când te vei arunca înaintea Lui cu inima, vei avea parte de harul Său. Vei avea parte de atingerea Lui. Te va trata Domnul exact așa. Dacă e același de acum 2000 de ani și este aici la adunare, se va atinge Domnul de tine exact cum s-a atins de fiecare om care intră înaintea Lui, pentru că ei au crezut cine este Iisus. Femeia păcătoasă, dragilor, a crezut cine este Iisus. Când a intrat în casa lui Simon, nu sta pe scaun indiferentă. O știut, ăsta este Iisus, Fiul lui David, aleluia. Amin. Și s-a aruncat înaintea lui și-o plâns. Și când plângi înaintea lui Iisus și-ți vezi păcatul, dacă tu crezi că Domnul este la adunare, tu îți mărturisești păcatul. Și El, Domnul, spune, scoală-te. Scoală-te că te-ai iertat, Simone. Femeia asta multe păcate a avut, dar pentru că s-a căit, eu îi spun, toate sunt iertate. Și dacă tu crezi că Dumnezeu este în adunare, e același din casa lui Simon, aleluia, și în seara aceasta ai venit cu păcat înaintea lui, să știi, aleluia, Domnul este aici, nu să te judece, este aici să te salveze. Amin. Spune, Doamne, și eu sunt un păcătos, și eu sunt o păcătoasă, Doamne, în seara aceasta atinge-mă numele Fiului Tău mult iubit. Amin. Doamne, salvează-mă, dragii mei, rețineți, am spus aici trecută, în stul cu diferite, salvat sau iertat. Sunt cu diferite, dragii mei, toți avem parte de iertare, dar nu toți au parte de salvare. S-ar putea să zici mereu, iartă-mă, 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 iartă-mă și rămâi același și mâine. Iartă-mă aici, dacă în seara asta și mâine, pentru că l-am furat, l-am mințit, l-am oțit. Și Doamne, iartă-mă, El te iartă că El este bun, dar salvat nu vrei să fii. Dragii mei, în seara aceasta, Domnul te poate salva. Amin. Domnul te poate și ne poate salva, Domnul. Domnul ne poate salva prin harul Său. De ce? Este același ieri, azi și în veci. Și în adunare este această, iubiții mei. Doamne, dă-ne credința toți de aici. Amin. Dragii mei, vă spun, nu pot să cred că tu crezi că ești la adunare, că Domnul e la adunare și să rămâi același care ai venit pe ușa asta. Eu nu pot să cred că tu crezi că Domnul este la adunare și să nu te rogi, Doamne, eu sunt în seara aceasta înaintea Ta. Doamne, vreau să mă ating de Tine, Doamne, dă-mi har și putere, Doamne. Dragii mei, prin credință, seara aceasta vreau să ne rugăm. Știți ce a spus psalmistul? Îmi pusesem nădejdea în Domnul. El s-a plecat spre mine. Auziți? Mi-a auzit strigetele. M-a scos din groapa mocirlei, mi-a pus picioare pe stângă și mi-a pus în gură o cântare nouă. De ce? Pentru că mi-am pus nădejde în El. Amin. În seara aceasta, dragii mei, vreau să mă ating de Domnul cu nădejde. Amin. Mi-am pus nădejde în El. Că m-a salvat, că mă sprijinește, că mă ține și prin credință mă lupt cu păcatul. Și prin credință mă lupt cu păcatul. E adevărat.
Iubiților, nu uitați! Nici cei de aici nu sunt așa sfinți, sunt așa, n-au nicio parte, nu există. Dar, dragii mei, mare diferență să faci băiatul cu voie sau fără de voie. Seara aceasta vă te faci cu voie. Vedeți dumneavoastră, deja pe dumneavoastră, stați așa mare cum, iubiții mei, nu trebuie să stai speriat înaintea Domnului. Trebuie să fii conștient că Domnul vrea să te binecuvinteze. Trebuie să crezi că El vrea să-ți dea harul și al iertării, dar și al salvării. Al salvării, dragii mei. Să fii salvat, să nu mai comiți niciodată ceea ce ai comis până ce ai intrat pe ușa în seara asta. Domnul este aici. Domnul este în adunare, dragii mei. Domnul este aici. Dar ești acolo pe scaun și Domnul este aici în adunare, să știi. Și dacă îți zici toată inima ta, Doamne, scapă-mă în seara aceasta, Iisus. Doamne, eliberează-mă în seara aceasta. Doamne, ai aceeași putere de acum 2000 de ani și mai mare, că ai murit și ai înviat și toată puterea ți-a fost dată în cer și Doamne, Doamne, vreau să cârpiești la Doamne în seara aceasta. Doamne, vreau să mă atingi. Dragii mei, vedeți dumneavoastră, am plecat de multe călătorii. Foarte multe în țară și în Europa. Nu puține. Niciodată nu am plecat în nicio călătorie fără să fac bagajul. Niciodată, să știți. În tot timpul mi-am pregătit bagajul. Ca de Johnny la fel, cu siguranță. Mi-am luat cu mine geanta. O haină. Să mă duc acolo sau acolo. Vunțe, de câte zile aș fi stat? Nu plecam fără bagaj. Apoi încă ceva. Nu plecam cu nicio haină murdară la mine. Niciodată. Toate erau spălate acasă, știți? Dar toate. Nu-mi permiteam să iau una murdară cu mine. Dar niciuna. Și plecam. Și vedeam lui Pus, întrebună o zi, o lună. Cea mai mare călătorie și fără întoarcere este calea veșniciei la lumea. Se trebuie să fie aceasta. Dacă pleci în noaptea aceasta, pe calea aceasta. Ai bagaje făcut? Ai toate hainele spălate în sângele Domnului Iisus? Ți-ai spălat fiecare haină în parte. Te-a spălat sângele Domnului Iisus. E călătoria fără întoarce, dragii mei. Ascultați-mă ce vă spun. E călătoria fără întoarcere. Și au spus robul Dumnezeu Ioan în Apocalipsa 7, de la 9 și la 14. Adică și m-am uitat. Și au spus o gloată mare care nu se poate număra din orice seminție, din orice și orice limbă. Care stăteau înaintea scaunului de domnie și strigau vrânic este mielul și mai departe. Aleluia. Dragii mei, știți cum erau ăștia? Aveau haine albe spălate în sângele mielului. Slavă lui Iisus. Ți-ai spălat haina în sângele mielului? Ți-ai spălat haina în sângele mielului? Mielul e în adunare în seara aceasta. Amin. Încă te poate spăla. Încă poate să spele sufletul tău, viața ta, ființa mea. Încă Dumnezeu îmi dă har după har. Încă vrea să mă sprijinească, vrea să mă spele. Vrea să spună, fii un alt om. Credința în mine care nu-ți schimbă viața, care nu-ți schimbă sistemul de valori, care nu te face să dorești mai mult cerul de pământul. Aia nu e credință, dragii mei. Ca așa orice de fratele. El socotea o cară lui Hristos. Ca o mai mare bogăție din comunicitului. El și-a schimbat sistemul de valori. A zis, vreau altceva. Nu mai vreau să țin în mână lucrurile care m-au nenorocit. Nu mai vreau să țin păcatul care m-a Iisus. Nu mai vreau, vreau altceva. Dragii mei, stăm în prezența lui Iisus. Amin. Știu că sunteți obosiți. Dar știți cum să ne rugăm? Fiecare în dreptul lui, în modul cel mai sincer. Aleluia. Vedeți, dumneavoastră, spunea Dumnezeu așa de frumos. Zice, nu avea trebuință. Să-i facă cineva de cunoscut despre un pentru că el însuși știe ce este în? Știe Dumnezeu în seara aceasta pe fiecare cu ce a venit în om, în inima lui. Amin. Știe Dumnezeu fiecare cădere, eșec, înfrângere, știe tot Dumnezeu. Amin. Seara aceasta, dragii mei, ne vom ruga. Eu nu vreau să plecați nici voi și nici eu cum am venit. Știți de ce iau cina mereu, dragii mei? Știți de ce o iau? Prin acest act și prin multe altele, bineînțeles, știți ce mărturisesc? Doamne, Tu ai dreptate. Despărțit de Tine nu pot să fac. Așa. Doamne, nu pot.
Doamne, nu pot să stau, Doamne, numai harul Tău mă ține. Doamne, Tu ai dreptate, eu nu pot fără Tine. Tu poți fără El. Haideți să ne ridicăm.